Cele mai ieftine jocuri le găsești pe G2A. Cumpără și tu folosind primul link din descriere. Fai de capul meu, nu cred așa ceva. Și nu cred. Ai impresia să ți se întâmple așa ceva? În Ungaria? Chestia asta m-a costat 1000-1200 de euro. Chinii așa merge în Budapesta. Hai, bă! Trebuie să te obișnuiești, bă! Deci este ora 11 și ne-am zis că la 10:30 plecăm. Cum facem, Virgil? Lasă-mă cu programul tău fix, că tu la 11:30 te curs seara și... Eu sunt copil mic, mă! Am rupit la 10. Gigea. Joasă poate să fie mașina asta statică. Finii s-a apucat de treabă. Ne pregătim toți. Măcar a plecat. Vă zic că asta o să fie o zi nebună. Gata, să știți că noi deja am pornit. Sunt cu Giu aici. Virgilie în față, toată gașca e pregătită. Îi dăm blană. Ne facem vinietă. Ia zi, Virgil, unde mergem? Mergem la OMD Budapesta, unde o să vedem cele mai tari mașini și dați eu din gură. Noi să avem cele mai tari mașini. Clipul lui Dălin. Băi, da, suntem 7 șeptare, șeptarul nou, șeptarul meu vechi și Vlad Giuf care face duza. Șeptarul vechi. Ai zis 7 șeptare. 7 șeptare ca la aparat. Bun. E, ideea e că avem un Golf 5, 6, hibrid. 7, 10 e Golf și hibrid. 11. Hibrid, mă. E Golf hibrid. Hibrid? Da. Hibrid diesel. Hibrid diesel, da. Am trecut de vama acum. Suntem safe. Da, am șofer. Păi, te respect. Tu? Mi se pare normal. Tu? Hai, vă pupăm și vă luăm cu noi. Tu ultimul în spate. Așa. Lasă-l pe ăsta, așa. Da, așa. Să intre între ei. Ca să faci poză cu trei șeptare. Da, ideea e că vreau poza aia doar cu șeptarele și după aia facem poză la golf. Gata, așa faci. Da, înțeleg. Nu înțelegi nimic. Bă, da, mă, hai. Bă, nu înțelegi nimic. Rămân ultimul, da, hai. Mă lași la coadă, bietuleț. Ia uitați-l pe Kini, maestru pozelor. Face poze pe autostradă frumos. Să avem și noi acolo. Îmi place mult din se supune așa riscurilor. Adică gândiți-vă că suntem pe autostradă, avem tiruri în spate care stau după noi, că merge relativ încet, n-a să facă poză. Ce încurtat să... El se duce acum în mașină, vede cum i-a ieșit cadrul și apoi dă alte indicații, știi? Mai la stânga, mai la dreapta, asta îmi place. Acum a sus alt aparat, ia. Gata, primul popas. Mai avem 90 de km, azi, Virgil. Mai avem 95 de km. Așa, fii tu mai precis decât mine. Și am intrat destul de mișto în parcarea asta. Băi, deci a făcut... Faci cu că de oră urmică vezi faci pișul. Ce să fac? Aia e mic. Băi, deci a făcut Kini niște poze. Vai de capul meu. Deci trebuie să rupeți Instagram-ul ăla când o să le pun. Deci vreau 20.000 de like-uri. 20.000? Să le arăt de fapt acum ceva? Preview? Așa, pentru voi.
Hai de capul meu, de-abia știu să le aplatez. Băi, fraților, ne-am oprit cu toții. Pentru că... pană style. Deci e groasă. Băieți, din păcate mai aveam 30 de kilometri până în Budapesta și băgam mașinile și din câte vedeți, Șerban, prietenul nostru, a făcut pană la Audi A6. Suntem într-un oraș, vai de capul lui, e un fel de oraș la țară, nu prea știe nimeni ungurește bine, ei mai nimeresc câteva cuvinte. Suntem de vreo oră și jumătate, Virgil și Curetu s-au dus către eveniment, am zis, bă, eu rămân că trebuie să fie totuși o mașină aici de transport, te duci colo, vii colo, poate găsim o roată pe un site de genul OLX sau ceva de genul și mergem să o luăm, habar nu avem. Momentan a venit un om care a zis că el se ocupă cu îndreptat jante, gen ambulanța auto sau chestii de genul, am înțeles eu, și a venit, o să dăm janta jos, o încălzim, o bate cu ciocanul, punem un cauciuc SH, da, care să ne ducă la destinație și vedem dacă reușim sau nu. Cam asta am înțeles eu acum, vă dați seama că toată lumea e speriată. Vă țin la curent, hai să vă arăt și janta totuși. Da, cam așa se prezintă situația. Așteptăm. Avem update-uri, ca să zic așa. Ne-am înțeles cu omul care a venit inițial să ne repare janta. El a zis la un moment dat că dacă el încearcă, dar dacă nu va reuși și se strică mai rău, nu răspunde de el. Și avea dreptate omul, pe bună dreptate am acceptat chestia asta, dar ne-am înțeles într-o oarecare măsură să ne ducă până la hotel pentru 550 de lei, mă rog, o să-i plătim în moneda lor de aici, în forinți. Iar mâine vine un alt băiat cu o jantă ideală pentru mașina sa, cu dimensiune la cauciuc exact ca asta, și rezolvăm problema, pentru că ne lua prea mult timp, în primul rând, să o reparăm aici și poate nici nu era ce trebuie, sincer să fiu. Gata, a venit mașinuța care o să tracteze audio. Bă, Șerban, e bine că totuși am găsit o rezolvare. Am noroc că știu puțin limba și... Da, că dacă nu știam, ne fraierau maxim. Păi, chestia asta m-a costat 1000-1200 de euro. Da, atât. Așa 300. 300, decent. A venit cineva de aici din benzinărie și ce credeți? Au spus că sunt oameni din orașul acesta care fac asta intenționat, plasează bolovan pe autostradă, că ideea e că s-a petrecut undeva la 2 km de locul unde ne aflăm, că e primul PECO din orașul respectiv și fix era un bolovan asta, gen un bolovan era amplasat fix pe mijlocul autostrăzii și ți era frică, nu știi dacă să-l eviți luându-l pe mijloc, că poate spărgeai baia de ulei sau cine știe ce. Și a preferat să intre cu roata. Ne-a zis, bă, e, ce trec cu roata, știi, dar... Ne-au zis oamenii de benzinărie asta că e cam frecventă problema asta pe aici. Și mai mult decât atât, cum am făcut pană și ne-au văzut cu mașina aici, au venit vreo 3-4 samsari care ne-au cerut 350 de euro pe o jantă de tablă pe 16 cu anvelop. Adică știau practica, ca să zic. Fai de capul meu, nu cred așa ceva. Nu cred. Ai MT să ți se întâmple așa ceva? În Ungaria? Las, foarte încet, hai! Dai în stânga.
O să fie beznă, vă anunț de pe acum. Am lăsat mașina și tot. N-am apucat să filmez nimic, dar toată gașca mergem acum la hotel. Știu că nu mă vedeți și că tremură camera, dar credeți-mă că sunt rupt. Hai că acum e și lumina, am două geci pe mine, că n-aveam cum să car toate bagajele. Luăm camerele cu toată gașca, toți nebunii. Stai că vrem cameră, vrem cameră de aia VIP. Deci hotel de 4 stele. Ține-l. Hotel de 4 stele, n-are bec aici. Bă, are, dar nu suntem noi prea proști. Unde mă ia? Aaa, ești deștept rochini. Aia e becul? Hai, odată cu bagajul. Morci, bă. Nu mai am, dar hai că vin. Închid. Da, trage ușa. Ai luat cartela, da? Da. Ok. Face atât de mult că fac content cu oamenii ăștia. Ia zi, Sebi, care... Bă, puta-te, doamne! Să-mi bag piciorul tău, ai auzit cum o curenta 2-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 
Eu cred că fac, eu cred că pun două clipuri pe zi cu voi, bă. Gata, să nu mai lungim mult, facem aici încheierea. Vă las cu cadrul ăsta frumos cu una pus aici, un tapet minunat, aș putea spune. Ziua 1 oficial o declarăm încheiată. Urmează să mergem și noi la Burger King să ne luăm ceva de mâncare. În România nu mai avem Burger King, dar în ce am auzit s-ar deschide, sperăm. Știți că s-a închis undeva prin 2011-2012, dacă nu mă înșel eu. Toată lumea își face duș, termin și eu vlogul de editat, îmi fac duș și o tulim. Cred că o să continui, cred că ceea ce o să vedeți mâine va fi continuat cu ceea ce urmează să filmez de pe acum. Eu am fost The Link, nu uitați să apăsați pe butonul like pentru că e o muncă enormă să stai în picioare și să editezi și să filmezi și toată nebunia asta pe lângă ce s-a întâmplat și astăzi, credeți-mă că m-aș bucura să apreciați. Hai, cu like-urile, cu share, follow pe Instagram, The Andrei Link 1 și ne vedem mâine. Pa, pa!